Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așa, bine ne vedem. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa A. 6-a. Așa, în cât e? În 28. 28. A doua. 2018. Așa. Zicem, începem cu exercițiul 19 de la pagina 26. 19 de la pagina 26. A. X pe 2. Din rapoarte facem. X pe 2. 2 egal cu... Deci rapoarte, da? Da. X pe 2 egal cu... X pe 2 egal cu Y pe 11. Așa. Egal cu Z pe 7. Egal cu Z pe 7. Și X plus Y plus Z egal cu 80. X plus Y plus Z egal cu 80. Tu, Mario, ca da. Să nu stăm degeaba, aici o să-ți las ție partea de tablă da. Pe care o să vrei să o da. Să faci următoarele operații. Deci, 253, și 4, hai să zic, și 4 mai bine, 11, nu, și 5. 255 împărțit la 3, deci 255 împărțit la 3, plus 29, minus 117, așa, împărțit la 9. Tot? Egal cu. Atât. E, și noi să facem asta. Păi vom scrie X plus Y plus Z supra... Deci... X plus Y plus Z. Da. Supra... Deci, continuăm șirul de rapoarte de aici. Știm sigur că în momentul în care avem un șir de rapoarte, ne uităm la relația care se dă și sigur am putea face o primă variantă să notăm cu ea valoarea raportului, da? Și atunci să scoatem pe X, Y și Z în funcție de el. O altă idee va fi aceea să facem suma numărătorilor egal cu suma numitor. Da. Tu o preferi cu asta, da? Da? Deci egal mai departe cu X plus Y plus Z. X plus Y plus Z supra 20. Supra 20. Egal cu 80 supra 20. Și egal cu 80, că este dat aici. 80 supra 20. Se simplifică. Și egal cu 4. 4. Da, 4 da? Da. Egal cu 4. În ce să faci desfășurat? Mai întâi să îți spui cât va face 255 împărțit la 3. Da? Da? El de o parte muncește, tu să vezi cum facem împărțirea asta. Așa. Și de aici ce rezultă? Că X pe 2 egal cu 4. X pe 2 egal cu 4. Da, nu rezultă că X egal cu 8. Rezultă că X egal cu 8. Da, apoi Y pe 11 egal cu 4. Da. Rezultă că Y egal cu 44. Da. Z pe 7. Da. Este egal cu 4, de unde rezultă că Z este egal cu 28. 28. Și cu asta am aflat X, Y, Z, da? Am aflat repede X, Y, Z. Oricum a B. X da. Pe 6 egal cu Y X pe 7. 6 egal cu Y pe 7. Da. Egal cu Z pe 8. Z supra 8. Și X plus Y minus Z. X plus Y minus Z. Egal cu 20. 20. Păi, acum trebuie să scriem X plus Y minus Z. Da. Supra 6 plus 7 minus 8. Exact. Deci, faptul că anunța asta cu minus, pune minus și la numitor, da? Deci este egal cu X plus Y plus Z. X plus Y minus Z supra 6 plus 7 minus 8 egal cu asta o știm, 20 supra 13 minus 8 4. Care face 5. 5. Și cu asta, deci aici am rezolvat și acum avem x pe 6 egal cu 5. 6 egal cu 5. X egal cu 30. X egal cu 30, apoi x pe 7, nu, y pe 7. Y pe 7. Egal cu 5, da. Y egal cu 35. Apoi z pe 8. Z supra 8. Egal cu 5. Da. Rezultă că z este egal cu 40. 40. Și am aflat astfel x-ul, y-ul și z. Și mai avem ce? Da. X pe 5. X supra 5. Egal cu y pe 3. Da. Egal cu z pe 7. Așa. Și z pe 7. Și? X plus 2y minus z. X plus 2y minus z. Este egal cu 192. 192. Ia să vedem și pe Mario. Mario a încercat prima împărțire. 255 împărțit la 3? Da, nu iese. Ia să vedem. Hai să vedem o idee care. 255 împărțit la 3. Așa e clasa a doua, da? Da. Clasa a doua. Și iată, îi dau așa să împărțire. E o idee. Tu, când ieșiți, vorbește? Am făcut 200 plus 50 plus 5. Lucrează spre da. Am făcut 200 plus 50 plus 5. Așa e gândit, egal cu 200 plus 50 plus 5. În paranteză, totul de împărțit la 3, da? Da. Și egal cu? 200 împărțit la 3. Nu prea merge. Nu prea merge. Că dacă ai fost la 4, te-ai fi discutat, nu? E 20 împărțit la 4 merge. Pentru că, practic, se întâmplă așa, că 20 împărțit la 3 nu merge. Cât ar merge împărțit la 3? Dacă ar fost 21? 21 împărțit la 3? Mi-am dat 195. Cu 6. Cu 6, am înțeles. Dar gândește așa, dacă ar fost 21, s-ar fi împărțit la 3? Exact. 66. 66. 66? Da. S-ar merge 198. 66 ori 3 fac 198, da? Da? Deci tu, practic, te-ai bătut aici să vezi pe 100... Atunci, să zicem, o ești 198. Dar aici egal cu 198. Hai, muncește tu, plus cât? Cât ți-o mai rămas până în 200? Până 2, pe care îl vei pune la 5 ăsta, nu? Da. Și plus 50. Și plus, cât ai zis tu, 7. Da. Așa. Totul de învățat la 3. Și acum, ai spus că aici ar face, cât ai spus? 66. 66. Plus 50 și cu 7 ar veni 57, nu? 66 plus 50 împărțit la 3. Deci plus în paranteză s-a rămas 50 plus 7, totul de împărțit la 3, da? Și gândește mai departe. Te rog să revin la tine, te rog aici, Davide. Am scris x plus 2y. Deci face egal mai departe cu x plus 2y. Deci ca să fie 2y, ai amplificat cu 2 și sus și jos, da? Așa. Deci vine x plus 2y minus z. Minus z. Supra 5 plus 6. 5 plus 6, că e 2 ori 3, da? 2 ori 3 plus 6. Minus 7. Minus 7. Și egal cu 192 pe 4. 192 supra 4, care face egal cu... Cu 48. Egal cu 48. Și acum ne întoarcem. X pe 5 egal cu 48. Deci avem x supra 5 egal cu 48. Și x egal cu 240, da? De unde x egal cu? 240. 240, da? Da. 240, dar pe ce e supărat? Nu-i bine? Dar nu știu, că acolo spune că x plus 2y minus z e 192. Păi și ce? Poate y-ul și z-ul e mare. Nu ne... O să vedem, se problemă. O să verificăm la sfârșit, da? Apoi, y supra 3 egal cu 48. Egal cu 48, da. Y egal cu 8, 4, 2, 144. 144. Și z pe 7 este egal cu 48. Z pe 7 egal cu 48. Z egal cu 87. Z egal cu 5, 28, 5, 2, 3, 336. 336. Și acum să vedem dacă e verificată relația x plus 2y minus z, dacă face așa ceva. Mario, să ne ajuți și tu. Vezi dacă verifică x plus 2y minus z, dacă ne dă 192. X-ul este ăsta, da. Y-ul este ăsta. Nu da. Și z-ul este 336. Deci să vedem x, adică 240. Da. Deci scrie x plus y. X-ul egal cu 240, y-ul egal cu 144. 240? Da. Y-ul egal cu 144. Și z-ul este 336. Și vezi tu dacă cât ne dă x, x plus y, x plus 2y, de 2 ori y-ul. Și minus z, da? Egal cu x plus 2y minus z egal cu. Nu verificăm? Nu știu. Hai să vedem. Ne-a ajutat el acum. Mai întâi, ce ai făcut? X plus? Am făcut x ori 2. Nu x ori 2. Nu x ori 2. 2 de y. X-ul e simplu. El e singur. 2 de al de y. Adică 144 plus 144. Sau 144 ori 2. Da? Ori 2. Da. Ori 2. Și vezi cât face. Ori adun de 2 ori, așa cum ai zis tu. Face 288. 288. Și acum trebuie să adun 240. Da, da. 288. Da. Și vezi cât face 240 plus 288. 528. 528 au făcut. Și 528 acum scădem z-ul. Îl scădem pe cine este z? 336. Da, da, da. 336. Și ia să vedem cât face. 2. Da. 9. Da. 1. 192. 192. Este bine, da? Da. Tu revin acum și vezi acolo cum te descurci tu. Da. Vezi? Te-ai speriat că nu-i bine. Dar iată că a fost corect. Da? Mergem mai departe să vedem altă... Se consideră proporția A pe B egal cu 13 pe 4. Deci A supra B egal cu 13 pe 4. Deci A supra B este egal cu 13 pe 4. Formând proporții derivate, determinați numerele A și B în fiecare din cazurile. A minus B egal cu 27. Deci, acum, A minus B egal cu 27. Da. Asta e cazul amic, nu? Da. Deci, știind că avem proporția asta de bază, să facem proporții derivate și să aflăm pe A minus B. Da. Da? Ei, cum gândim? Încă o dată. Să se afle A și B. Da. A și B. Făcând proporții derivate. Cum știm că A minus B este într-adevăr 27. Ce idee ai? Plecând la proporția asta, deci plecăm de la A supra B egal cu 13 pe 4, cum gândim? Ca să apară A minus B. Știm că o proporție derivată este și asta. Putem să scădem din numărători numitori. Da. Adică A egal cu... Deci A minus B supra B. Deci de aici proporția derivată, care este, o putem forma, este asta. A minus B supra B este egal cu... egal cu 13 minus 4. Așa, 13 minus 4, totul pe 4. Păi A minus B va da 27. Deci asta e echivalent. Va spune... 27 pe B. 27 supra B. Egal cu 9 pe 4. 9 pe 4. Și acum facem prosumezelor de acolo extremelor. De unde B va fi egal? De unde B va fi egal cu... 4 27. Da, 4 27 supra 9. Deci zicem 4 27 supra 9. Și 9 cu 27 se simplifică, nu? Și rămâne 3. 4 3 face 12. Păi dacă B este 12, da, atunci A este egal cu 27 plus 12. Deci A egal cu 27 plus 12. A egal cu 20. B-ul nu a dat, a dat 12. Iar A este 27 plus 12. 20, egal cu 39. Și iată cum am găsit pe A și pe B. Da. Asta a fost punctul A. Punctul B. Da. Punctul B. A plus B egal cu 34. A plus B egal cu 34. Deci asta e condiția. Păi scriem fracția. Scriem proporția. A supra B. Egal cu 13 prin 4. Da. Și scriem A supra... De unde rezultă proporția derivată. Proporția A supra B plus A. A supra B plus A. B plus A. Egal cu 13 supra 4 plus 13. 4 plus 13. Tot așa puteai să adune și la numărător. Da. Deci puteai să faci și așa, nu? Da. Dar tu ai preferat așa. Da. A supra 34. Deci avem echivalent A supra 34. Egal cu 13 supra 17. 13 supra 17. De unde au la aflărea? Ai ieșit? Nu am ieșit. Nu ți-ai ieșit, nu? Nu am ieșit. Zi-mi, cât a făcut? A făcut 66 o rămasă și era. 66. Da. Plus? 66 plus 3. De ce 3? Nu, pentru că mie mi-a dat. Păi 50-ul dacă l-am pasat 3? Nu, păi am făcut 60. 60 ai făcut, dar n-ai avut 60-ul. Păi 60 am făcut și am părțit... Dar ai avut 60, dar n-ai avut de unii să faci 60. N-ai mai avut de 5 ca să-ți dea până la 60. Că numai 7 aveai. Așa ne gândim, ai fi putut zici și 30 plus 20. Că 30 se împarte la 3. Nu, păi am făcut... cel mai aproape de 7 era 6 și am făcut 6 și unul l-am dus la 51. Bun și așa. Și după aceea am făcut deci, 51 și 60, îmi venea 9 și ne-am făcut 3. O secundă, ai gândit bine aici. Lui 1 e pus aici, pe da. 7 și-o rămas 6, da? Deci plus, hai să-ți fac și eu așa, 51 plus 6 împărțit la 3, da? Împărțit la 3. Și egal cu? 66 rămâne. 66 plus. Un plus. Adică n-am făcut 3 împărțit la 3. Nu, 6 împărțit la 3, că vrei să scapi de 6 ăsta. Da, n-am făcut așa. Adică am făcut cu 3, adică am schimbat. Nu, asta e împărțit. A, păi 2 plus 51 de împărțit la 3, că l-au mai rămas. Și cel mai aproape era 60, ca să poată să-mi vină 9. Păi da, tu n-ai 60-ul. Păi fac. Păi da, atunci trebuie să scazi ceva din 60, nu? N-ai cum să faci. Tu atât mai ai la dispoziție, 50 și 3. Dar pe 51 ăsta îl puteți scrie ca 30-ul. Plus 21. Plus 21. Hai să zicem, egal mai departe. 66 și cu 2 cât faci aici? 66 și cu 2 e 68. Da, plus... 51 ăsta, cum îl scriem? Ai zis că scriem 30 plus 21, totul de împărțit la 3. Și egal cu 68 plus 30 se împarte la 3? Da. Cât face? 10. Și plus 21 împărțit la 3? 7. Și egal cu? Ia să vezi cât face calculul. Egal cu? Fă tu calculul. Aici ai spus Aui cât ți-a dat? Aui mi-a dat 26. 26. Și Beu mi-a dat 8. Și Beu ți-a dat? 8. 8. 26 și cu 8, 34, da? Da. Ai zis A egal cu 34, 17 și 2 supra 7. Așa. Și ți-a ieșit foarte bine. A, B, C-ul acum. Da. 3A plus B. 3A plus B. Egal cu 41. Egal cu 41. Pornim din nou de la A supra B. A supra B egal cu 13 supra 4. Și acum am amplificat numitorii cu 3. Numitorii sau numărătorii? Numărătorii, cei de sus. Pentru că tu ai nevoie de 3A, da? Deci pe amândoi cu 3, da. Egalitatea asta. Deci, echivalent, poate spune că 3A supra B egal cu? Egal cu 39 da. Supra 4. Supra 4. Păi voi scrie 3A plus B supra B. Deci echivalent, poate spune că 3A plus B supra B. Este egal cu 39 plus 4 supra 4. 39 plus 4 supra 4. Totul pe 4. Și va ieși 41 supra B. Deci 3A plus B este cât dat în problemă? Cât este? 48. 48. 48. Da? Și vine 48 supra B. 48 supra B egal cu 43 supra 4. 43 supra 4. Păi, voi scrie B egal cu 48 ori 4 supra 43. 48 ori 4 supra 3 supra 43, da. Și aici ar trebui calculat. Și acum ar trebui să calculăm, nu? 48 da. Supra 4. 4. Așa. Vine... Sigur, așa este, da? De autor, 3A plus B? Da, 3A plus B. Deci A pe B, 3A plus 13 B. 4, egal cu 41. Cine? 41. Cine? B-ul? 3A plus B, egal cu 41. 3A plus B, 41, nu 48. Da, pe așa am zis. Am greșit eu atunci, am înțeles eu. Că nu merg și a mie. Și da. Deci aici spunem 41, da? Da. 41. Și 39 plus 4. Uitați acolo 41, trebuie să corectați. Unde? 48. Da, 41 aici. Așa. Și totuși... 124. Stai, o secundă, nu se împarte 43 ăsta. De unde ne ieși nou 43? De la... 13, nu. 3 ori 13, 39, plus 4. 41. 41 și 43 este numere prime și n-am vem ce face, rămâne așa, da? Da. Deci va fi cât aici? 124. Da. Supra 43. Ăsta este B-ul. Pentru aflarea lui A, ne întoarcem în relații. Da. Avem ce? 3A plus B. Nu? 3A plus B egal cu 41. 3A plus B egal cu 41 și înlocuim pe B acum, da? 3A plus 100. Ca să mă ocup de tu și găsești rezultatul. Unde ești acum? Cât ți-a dat asta? Asta mi-a dat 85. 85. Deci rezultatul este 85. Știi tu, ca să te convingi că ai făcut o treabă bună, înmulțim... Câtul împărțirii pe 85 cu 3 și trebuie să-ți dea 255. Proba. Deci trebuie să fac ori? Deci asta este proba. Deci la împărțirii, proba împărțirii este asta. Că rezultatul, câtul împărțirii, 85, Deci ne întrebăm, oare 85 ori 3 egal cu cine? 85 ori 3. Ia să vezi dacă îți dă 255. Sunt curios. Păi, deja mă dat 55. Da. Deci 85 ori 3. Ce facem aici? Înlocuim pe B. Da, și 3A egal cu 41 minus 124. Deci 3A egal cu 41 minus 124 supra 43. Da. Și egal cu 41 înmulțit cu 43. Așa, amplificăm. Deci 43. 3A egal cu... Deci echivalent. Atunci dacă spui echivalent, că zici 3A egal, da? Nu mai spui egal, ci echivalent. 3A egal cu 41 ori 43. Eu aș fi lăsat așa, 41 ori 43. Minus, aici cât o 124 a fost înmulțirea cui cu cine? 41 ori 4. 41, lăsăm așa, 41 ori 4. Totul supra 43, că numitorul este acesta acum, da? Da. Și egal cu, scoatem un factor comun pe cine? Pe 41. Și vine 41 pe lângă. 41 pe lângă 43 minus 4, minus da? 4, da. Totul supra 43. Și ne dă la împărțirea asta egal cu 41. 41 minus 4. 41 ori. Păi. Da. Da? Că am scos de 41, da. 41 ori. De 43. De ce cu 43? 43 minus 4. Da. Cât face? 39. Ori 39 supra 43. Deci 41 ori 39 supra 43. Ăsta este 3A. Da? Da. Numai A simplu, cât va fi atunci? Deci zicem 3A egal cu, avem asta, 3A egal așa ceva. Pentru un singur A... Păi va veni 100... Nu. Dar de ce să mulțim și pierdem timpul? Pierdem timp așa. Împărțim, că eu pot să spun 3A pe 1 aici, și împărțim totul prin 3, la numărător, și putem face asta. Da. Cum am înmulțit cu 3, acum am împărțit cu 3. Și 3. Și rămâne că A simplu va fi egal cu... A simplu va fi egal cu 41. Ți-a dat așa? Da. Bun, perfect. Acum fără împărțirea asta, 117 la 9. După ce știi și rezultatul ăsta, treci la calcul și ai făcut treaba foarte mișto. Da? Ca să fie ieșițul complet. Ai lucrat și tu acolo. Așa. Așa că va fi cât? 41 ori 39 ori 13. Ții printr-un 3. Pe unul din ei. Da? 41 ori 13. Totul supra? Totul supra 43. Totul supra 43. Și cu asta am aflat? Am aflat pe A. Da? Știu și pe A, știu și pe B. Am aflat, cu alte cuvinte, relația asta. Și iată cum, plecând de la proporția ce A pe B egal cu 13 pe 4, de fapt, acum cu A și B ar trebui să verificăm. Fie proporția, trebuie să fie, relația dată de autor. Ia să facem A pe B, ne dă 13 pe 4. Știm pe A, știm și pe B, nu? Că pe A l-am găsit ăsta. L-am găsit și pe B ca fiind cine? Cred că trebuie să dea, dar ar trebui să dea. Păi facem calculul ăsta. Ia să vedem. A supra B. Zi. A supra B este egal cu... Să vedem dacă am făcut o treabă bună. A supra B este egal cu 13 pe 4. Egal cu 13 pe 4. Echivalent cu... Să vedem. Să vedem dacă... Nu echivalent. A supra B egal cu... Și muncim cât este. În loc de A punem cât este A. Cât este A? 41 ori 13. Punem ca frații. 41 ori 13. 41 ori 13 supra 43. Supra 43. Și totul la numitor. Supra 41 ori 4 supra 43. 41 ori 4. Totul supra 43. Și egal cu... Păi trebuie să împărțim din 43. Înmulțim pe prima cu a doua inversată. Inversată, da. Deci vine 41. 41 ori 13 supra 43 ori 43 supra 41 ori 4. 43 cu 43, 41 cu 41, vine 13 cu 4. Și face ca rezultat 13 pe 4. Iată rezultatul acestei împărțiri, A pe B egal cu 13 pe 4. Vezi? În toată povestea asta a fost important să știm cum se obține relația pe care o dă autorul. Deodată 3A plus B, din proporție fac rost de 3A plus B. Adică, fiindcă am A pe B, 3A înmulțesc numărătorii cu 3, da? Da. Și pe urmă adun numitorii la numărător și greșit relația. Tot așa de bine, acum A și B, ar trebui să verifice și pe faptul că 3A plus B fac 41. Da. Da. Bun. Și acum să vedem un alt exercițiu. Domnul să ajut să ajut la noastră. Da, da. Așa. Să vedem următoarea. Le-ai făcut de aici, la partea asta, da? Da, tot cele care sunt circuite. Așa. Fie numerele raționale, ABC, verifică relația. Deci, avem. Hai să zicem așa, avem K pe 3 egal cu B pe 4 și egal cu C pe 5. Deci A pe 3 egal cu B pe 4 și egal cu C pe 5. Arătați că A pătrat plus B pătrat plus C pătrat, A pătrat plus B pătrat egal cu C pătrat. Deci știind pe asta, să arătăm că A pătrat plus B pătrat face egal cu C pătrat. Dă o idee între timp. Ai reușit să faci? Încă nu, nu? Muncim, nu ne dăm bătuți. 117 împărțit la 9. Cam cât crezi tu că ar face? 117 este acolo, da? Da. Încearcă, trebuie să găsești ideea. Găsește așa, cam la ce număr te gândești tu ca să faci proba inversă? 9 ori cât fac aproape 117? 90. 90 face 90. N-ai atins de 117, trebuie mai mult. 11. Încearcă să vezi, 9 ori 11 cât face, 9 ori 12, 9 ori 13. 99. Deci 9 ori 11, 99. 9 ori 12 cât ar face. Mai mult. Încearcă, hai, du-te. Da, merge mai mult, mai sus, cu 9. Să vezi, du-te până când reușești. Da, să vedem. Ca să arăți